Bun găsit, doamnelor și domnilor! Dacă este miercuri, este Cronica Cârcotașilor și avem un episod proaspăt de TikTok Trends. Eu sunt Alexa Story și alături de mine o să descoperiți ce se mai postează pe platforma TikTok. Și începem cu primul video din această seară. Un fotbalist a găsit soluția perfectă pentru a contracara cartonașul galben. Wowzers, trousers! Yellow card! The Una reversed! Is Una reversed it? That's a first! What does that mean? Kattenberg's on a yellow? Regula jocului 1 nu a funcționat. Din păcate, femeile nu sunt așa glumețe când sunt pe terenul de fotbal. E totul sau nimic. Cut my life into pieces. This is my last resort. Suffocation, no breathing. Don't give a fuck if I cut my arm. Eu cred că jucătoarele au fost antrenate de al nostru Dorinel Munteanu. Mai știți nervii lui din 2011? Eu vă reamintesc situația și vă spun că a și recidivat. Ce pot să spun? Nu mai am cuvinte. Sincer, sunt foarte bucuros. Am dominat competiția de la un cap la coadă. Sunt fericit, asta pot să spun. Și le mulțumesc tuturor care au fost alături de noi. Dă-te mă la o parte! Ați avut o emoție! Dă-te mă la o parte! Ați avut... Am fost de teren, așa am fost și pe bancă, fiindcă am avut... Hai, mă, nene, gata! Bă! Du-te, bă, de aici, bă! Bă! Du-te, bă, de aici, bă! Amuzant, Dorinel, însă mai am una pentru voi. Antrenorul cu bagheta. It's not easy also for one coach when they come, I take the team with 0 points, I make just 5 trainings and I bring some transfer. It's not easy, I don't have baguette, magic baguette. I don't have magic baguette. Cam nervos Marius Șumudică. Eu zic să-i dăm o baghetă magică, să vină să antreneze naționala, poate așa câștigăm și noi în campionat mondial. Am ajuns la ultimul video din această seară, când imaginile și grafica se întâlnesc în momentul perfect. Dragii mei, vă las în continuare cu Gabriela Șerban și Dezbrăcatul, iar noi ne revedem săptămâna viitoare, tot aici, la Cronica Cârcotașilor. O seară minunată, v-am pupat!